Festivalul Theater Networking Talents este organizat de Teatrul Național Marin Sorescu împreună cu Departamentul de Arte al Universității din Craiova UNITER, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică Ile Caragiale și Casa de Cultură a Studenților din Craiova. 10 spectacole vor fi prezentate de tineri actori ai universităților de arte din România, Serbia și Bulgaria, care s-au înscris în competiție la această primă ediție. Este vorba de un proiect european cofinanțat de programul Europa Creativă, se numește European Theatre Lab, și cel de-al doilea proiect este Festivalul Tinerilor Regizori, intitulat ca acronim TNT, Theater Networking Talent. Am aici cu mine invitații noștri din străinătate. Am pe Hariclea Nicolau, care este directorul festivalului TNT, pe George Albert Costea, managerul de proiect pentru European Theater Lab, după aceea mare de la Convenția Teatrală Europeană, care este responsabilul pentru proiectul european. Este un festival cu caracter competițional. Premiul, marele premiu, constă în posibilitatea de a, în oportunitatea de a monta o piesă pe scena Teatrului Național din Craiova. Îi se dă regizorului câștigător acest premiu. Trebuie să spun că în acest an selecția spectacolelor cuprinde 9 spectacole în competiție. Vom deschide festivalul cu un spectacol cunoscut și apreciat al Teatrului Național din Craiova, Proful de religie în regia lui Bobby Pricop, și vom închide festivalul tot cu un spectacol în regia lui Bobby Pricop, Iluzii de Ivan Curăpaev. Tot în aceeași perioadă va avea loc și o întâlnire în cadrul proiectului Drama Goes Digital, la care Teatrul Național Marin Sorescu participă alături de alte teatre, împreună cu oameni de știință din Olanda, Franța, Belgia, Germania, Croația și Norvegia, cu scopul de a introduce noile tehnologii media în arta spectacolului. Pe parcursul celor 3 zile se vor desfășura mai multe conferințe, workshop-uri și vizite de lucru susținute de speakeri români și străini. Și vă vorbesc în calitate de manager de proiect pentru România al proiectului DABIT, One Voice, Many Languages, Innovation and Captioning for Performing Arts, tradus în românește, metode inovative în supratitraj pentru artele performative. I don't need to make us book. Now it's working. I'm sorry. It's 7 theaters from Europe. Researchers and experts from various fields of culture that came together to this open lab, this first think tank on the theater of the future. E vorba despre 7 teatre mari împreună cu cercetători și diversi specialiști care s-au reunit pentru a crea acest eveniment de a găsi idei noi. Yes, and we found this important to create a digital strategy for the European state-funded theaters to make the next step into the future. And we are... The project was developed because we found it important to find a digital strategy for the major state-funded theaters in Europe. Proiectul a fost dezvoltat pentru că era important să găsim o strategie digitală pentru